Anca Bunea și Daniela Loghin au reușit o performanță foarte bună la campionatele mondiale de atletism rezervate cadeților, desfășurate în orașul francez Lille. Anca Bunea a ocupat locul 8 mondial în proba de 3000 de metri, în timp ce Daniela Loghin s-a clasat pe poziția a 12-a în lume la 2000 de metri obstacole. Cele două atlete pregătite de antrenorii Vasile Herman și Vasile Ivoșpălean au reprezentat cu succes România și Mediașul la campionatele mondiale de atletism. Anca Bunea a alergat direct în finala probei de 3000 de metri și s-a clasat pe poziția 8-a. Nu știu dacă se putea mai mult, dar eu am dat tot ce am putut din mini. M-am pregătit foarte mult, am stat în antrenament de la Național de la Junior 2 până acum, cam 3 săptămâni la Izvorani. Iar obiectivul era să vin în primele 8 și am venit. Dar cu timpul din 9.35 și am avut în țară 9.39 și mi-am atins obiectivul cu 9.25. Mai mult de atât, nu știu dacă se putea. Locul 7 a terminat cu 9.11, japoneză era, și locul 1 cu 8.56, parcă. Nu știu dacă se putea mai mult, dar eu am dat ce am putut de mine și mi-am atins obiectivul. Ce înseamnă pentru tine participarea la acest campionat mondial? Nu știu, cred că acum o să gândesc altcumva la antrenamente. Sper ca la FOTE, la Festivalul Național Olimpic, să iau o medalie, chiar dacă nu se câștigă. Daniela Loghin a alergat mai întâi în semifinala probei de 2000 de metri obstacole și a reușit să se califice în final, acolo unde a încheiat pe poziția 12-a. Am avut două curse foarte grele. Am avut semifinală în care s-a câștigat cu 6.20. Eu am alergat personal best, am avut în țară 6.44 și am alergat în semifinală 6.41 și am reușit și în finală să bat recordul, am alergat 6.40. Se putea mai mult? Dacă aveam o singură cursă, da. Cum am zis, am avut două curse și a fost greu. Acum mă pregătesc, o să trag mai mult la antrenament de mine și urmează fotele unde vreau să iau o medalie și să câștig, de ce nu? Competiția desfășurată în Franța a fost una foarte puternică prin prisma rezultatelor obținute. A fost o competiție extraordinar de puternică. Chiar și pe statistici am observat împreună cu antrenorii federali și cu colegul meu Herman rezultatele aproape că au atins nivelul seniorilor în țara noastră cel puțin și aproape de recorduri mondiale, alergări în tempori susținute, puternice în calificări. Ce să mai impresionat și o experiență deosebită pentru mine ca antrenor a fost în ceea ce privește așteptările fetelor. Da, noi ne-am propus într-adevăr să alergăm finalele mondiale, am reușit și mai mult de atât, Bunea chiar s-a clasat pe locul 8 în finală, a doua performanță europeană, Loghin Dana, a treia performanță europeană. Ne dă speranțe peste două săptămâni la Festivalul Olimpic al Trinitelor European din Strasbourg să obținem medalii europene. Cele două sportive se pregătesc pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European, care se va desfășura peste două săptămâni în localitatea turcă Trabzon.